Alături de problema stației de epurare, Soroca întotdeauna s-a confruntat și cu problema gunoiului Știi Orășenești. Până nu de mult, gunoiul depozitat aici ajungea în traseul central. Acum primăria încearcă să amenajeze acest teritoriu. De câteva săptămâni, muncitorii de la Direcția Gospodăriei Locativ-Comunale lucrează la curățarea căilor de acces spre Gunoiște. De aici au fost evacuate peste 2 tone de gunoi. În jurul Gunoiștii a fost făcut un cale de acces pentru ca în jurul să ne putem deplasa în jurul Gunoiștii în caz de incendiu, ori alte încălcări. Au fost săpat un șanț în jurul căilor de acces, unde în toamnă va fi sădită o fâșie forestieră pentru protecția de Gunoiștii municipale. Care este procedura ca lumea să aducă gunoi încoace? Toată populația municipiului Soroca și nu numai trebuie să îndeplinească un contract cu Direcția Gospodăriei Locativ-Comunală pentru evacuarea deșeurilor în menajere. După îndeplinirea contractului, oare vor fi depus tomberoane pentru evacuare, oare vor suna la Direcția Gospodăriei Locativ-Comunală, unde vom primi comanda și vom transporta deșeurile conform. Potrivit inginerului de la Direcția Gospodăriei Locativ-Comunale, Anatolie Braniște, Gunoiștea Municipală nu este autorizată, așa cum sunt majoritatea gunoiștilor din țara noastră. De aceea, primăria caută soluții pentru rezolvarea problemei și atragerea proiectelor în acest sens. În prealabil se prevede un proiect, eu nu pot să spun mai multe detalii din motiv că încă n-am găsit sursa financiară. La moment este preconizat un proiect. Ori, prelungirea proiectului dat, care a fost alcătuit mai în 2010. Primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, susține că problema amenajării gunoiștii este în vizorul autorităților până la soluționarea definitivă a problemei, adică construcția unei linii de sortare a deșeurilor. Primăria a instalat supraveghere video pe drumul de la intrare, iar cei care vor arunca deșeurile în afara gunoiștii vor fi amendați, persoanele juridice până la 6.000 lei, iar cele fizice până la 3.000 lei. În urma studierii, inspectării a platformei de descărcare a deșeurilor, s-a constatat că zilnic se descarcă 90 metri cubi de deșeuri. Deci la acest capitol autoritățile locale au ceva angajamente care le vor oferi și le vor îndeplini cu respect ca sorocenii să simtă că este bine și curat la ei acasă. Deci ați fost cu toții deja astăzi martori oculari la momentul că s-a făcut acces la gunoiștea municipală, s-a făcut spațiu, o platformă mai largă pentru descărcarea deșeurilor din municipiul Soroca. Amintim că în anul 2010 primăria municipiului Soroca a câștigat un proiect de la ADR Nord pentru construcția unei linii de sortare a deșeurilor. Dar, din motive politice, proiectul a fost blocat.